Bună ziua, bună vreme, bine v-am găsit, dragi oameni buni! Liber la dedicațiuni! Haideți că astăzi și un pic de ploaie, celui mai norosul pe la noi, mai stați în casă, puteți trimite mesaje înspre cei dragi. Nu uitați, 0264-420-135. Formați și când m-auziți pe mine zicând alo, atunci vorbiți. Că nu vorbește înaintea mea nimeni cu dumneavoastră. Bine, Mișule, de-i care va acolo, dă-mi-l, de nu, ne ducem să-i mai anunț câte ceva pe românașii noștri. Alo! Alo! Da! Bună ziua, domnul Vaida! Bună! Bine ați revenit în casele noastre! Eu îmi revin mereu, da? Ne bucurăm pentru aceasta, noi telespectatorii! Mulțumim! Să faci niște dedicații, domnul Vaida! Bagă pe foc! Ha! Da. În primul rând, pentru un prieten de-a meu azi, Gavril Argelean, sărbătorește ziua de naștere, de reprezintă și cătălăuți la mulți ani, pentru soțul doamna Ildi Libocean, Gheorghe Libocean, sărbătorește în data de 31 și Gavrilă Oronioș, tot în 31, ziua de naștere. Pentru data de 2, dumneavoastră aveți ziua de naștere, vă doresc un sincer și călduros la mulți ani și multă sănătate. Și pentru fiica mea, pe data de 3, sărbătorește ziua de naștere și ei doresc un sincer și călduros la mulți ani. Și pentru toți oamenii care ne urmăresc cu mare drag, vă doresc multă sănătate, domnul Vaida, și tot ce vă doriți dumneavoastră. Mulți ani, fain! Bă, ce mică lumea! Asta nu-i să zic și eu de acum, în avanpremieră, așa, pentru 2 iunie, Savei Negrean Brudașcu, că e tot în 2 iunie născut, Teo, Odora, știți noastră, de la televiziune, tot în 2 iunie, și, măi, cine mai? Laurențiu Vezentan, colegul nostru, de aici, din televiziunea din Cluj, tot în 2 iunie născut. Bă, la mulți ani din partea mea și tuturor celor care sunteți născuți în 2 iunie, să nu fim egoiști noi, să ne ținem numai la piept, procesivi să fim, nu, toată lumea să fie fericită. Mă, dacă mai este un telefon, dă-mi-l ca, păi ne-om duce și-o juca, da! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Vreau să le mulțumesc tuturor care m-au felicitat de ziua mea, le doresc multă sănătate, numai bine. Pe data de 2, dumneavoastră, sărbătoriți ziua de naștere. Da. Vă doresc la mulți ani sănătate, numai bine. Mulțumim! Lui Gheorghe Năsoi și lui doamna Nișoara, lui Imi din Reșița și tuturor care mă cunosc. Ramona de la Ghireș. Ba, bată-te puterea bine lui Ramonica. Să da. Fii iubit. Mulțumesc. Cele bun. La revedere. Aghireșul Clujului, să înțelegeți, că este un Aghireș și lângă Zalău. Acolo e poligonul. Oameni buni, începem cum ar trebui să începem noi de la Cluj. Ascultați cântecul acesta. Dacă vă gândiți așa în formule muzicale, melodice, veți constata că e o combinație între melodii românești, ungurești, țigănești, le cântă un neamț foarte interesant. Ăștia suntem, da frumos! Ha! Mm-hmm.
say it gone at 6 o'clock in the morning. And you come a walking home. Ain't that a shame, shame, shame? Ain't that a shame on you? Ain't that a shame, shame, shame? Shame, shame to you. Shame, shame, shame. Rușine, adică la noi se spune rușinică, că e de peste munți, dinspre sud, acolo sunt toate diminutivele adăunate. Măslinucă, măslinuță, pardon. O brânzică, o măslinuță, mă rog. O țuiculuță, o un pișcoțel, vă rog, mersi Cristi, mai, tu ai stat mai mult în București și le știi. Bun, dați-mi un telefon, alo. Shame, shame. Alo. Da, mi-a ajută domnul Vaida, secretarul de la Târgu Mureș, vă deranja, da. De Teodor. Da. Da, mi-a ajută, bine, la bună vedere. Domnul Sergiu. Da. Pentru mâine, aș dori să doresc mâine sărbătoarea cu ziua de naștere. Da, acum e ziua de naștere mâine. A o fostă colegă de școală, de liceu, doamna Sorina Mureșan. Ai grijă cu colegele astea. Da, da, trebuie să am. De fată piștănilă, din Morăreni, de loc de Rușii Munți. Îi doresc multă, multă sănătate și la mulți ani. Și pentru dumneavoastră, pentru joi. Mulți ani! Că... Băi, ziceți și voi că joi, ziua eroilor, înălțarea Domnului, să ocolim așa, știți. Da, păi și dumneavoastră sunteți un erou pentru noi, nu? Bine, mulți ani, fain, da, mulțumesc. Doamne ajută și multă sănătate. Auzi, și... plouă în Mureș. Nu, e în ora, dar nu plouă. O chicurată azi noapte, am făcut niște figuri pe aici. Așa, a, da, ma, așa, superficial numai, da. Bine. Da, da, o fel de petricială, da, da. Da, toate nu. Superficiale mai nou, dă-le încolo. Bine. Doamne, Doamne ajută Doamne și multă sănătate. Oameni numai. Buni, ne ducem înspre Hunedoara, Deva, încolo, da, și o să vedeți o interpretă care se trage, uite, din județul Mureș, că am zis noi acolo, la Râceu, pac, dai stabilită. În județul Hunedoara era tot. Bun, dă-i drumul, hai! Mai era. N-am știut s-o prețuiesc și am plecat de lângă ea. Era la mine în sat o fată, Doamne dragă, mai era. N-am știut s-o prețuiesc și am plecat de lângă ea. Fată mândră, fată dragă, am plecat din viața ta. Cu o poveste de iubire și acum nu te pot uita. Treceam prin lumea mare, Doamne, bine mai era. M-a păsat deodată dorul să mă-ntorc din nou la ea. Treceam prin lumea mare, Doamne, bine mai era. M-a păsat deodată dorul să mă-ntorc din nou la ea.
fată mână vrei, fată dragă, am plecat din viața ta. Cu o poveste de iubire și acum nu te pot uita. Și ani de zile m-am întors la mine în sat. Am găsit bune și rele, dar nimic din ce-am lăsat. După ani și ani de zile m-am întors la mine în sat. Am găsit bune și rele, dar nimic din ce-am lăsat. Fată mână vrei, fată dragă, am plecat din viața ta. Cu o poveste de iubire și acum nu te pot uita. Să nu uiți, fetiță, dragă, cât de mult eu te-am iubit. Dintr-o vorbă sau din două, prea ușor ne-am despărțit. Să nu uiți, fetiță, dragă, cât de mult eu te-am iubit. Dintr-o vorbă sau din două, prea ușor ne-am despărțit. Fată mândră, fată dragă, am plecat din viața ta. Cu o poveste de iubire și acum nu te pot uita. Să nu uiți, fetiță, dragă, cât de mult eu te-am iubit. Dintr-o vorbă sau din două, prea ușor ne-am despărțit. Valerii Caianu și Marian. Ai, vezi, când mergeți acolo, unde doar are pensiune, are tot ce trebuie și... foarte ospitalieră. Alo! 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 Alo, bună ziua, cu mult respect, domnul Serge Vitalian Vaida. Asemenea, vă urez și eu salutări. De la Bistrița, Năsău, Beclean, pe Someș, Leontin, Buburuzan. Da, mă, Leontine, zi! Vă spun la mulți ani pentru ziua de 2 iunie, sănătate, multă bucurie, dragoste, alături de întreaga familie. La mulți ani. Mulțumim. Sava Negrean Brutascu, iar mâine, cu ocazia zilei de naștere, Anuța Maria Motofelia face o frumoasă vârstă. La mulți ani, Anuță! Multă sănătate tuturor interpreților, cântecele lor frumoase pentru noi, telespectatori, unde totdeauna ne bucurăm și rămâne totdeauna pe viața lor, pe când nu mai sunt printre noi, ne le dorim sănătate, bucurie, dragoste și pentru toți sărbătoriții. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, dorindu-vă sănătate, domnul Sergiu. Mulțumim! Cu ocazia zilei de naștere. Doamne ajută, vă mulțumesc! Doamne de... Băi, asta este, iar eu adaug, oameni buni, pace, 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 chiar dacă unora nu le place. Asta, nu am ce le face. Dacă va fi pace... celelalte le rânduim. Hai, mai dă-mi un telefon. Alo! Măi, e faină melodia asta. Alo! Da! Bună! Bună! Vă ascult! De la Baia Mare sunt. Da, ziceți că sunteți în direct. Da. Da. Aș vrea să-i dedic la noră mea. Astăzi face o frumoasă vârstă. Multă sănătate la mulți ani și toate cele bune. Cum o cheamă? Măriucă. Măriucă, Măriucă. Se trage de la Oșancă, e o șencuță de la Bixad. Bravo, asta este. Dar azi se purește câteodată, nu? Știe să joace de doamne fer și la ceasta.
Ați fost pe la noi, eu din Săsar. Da, păi Săsarul am început... Tatu Săsar, știi, am început să-l cunosc Săsarul ca propriile buzunare, da. Așa, așa, da. Cu domnul primar Pavel. Cu da, 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 cu Pavel. Da. Da. Toate cele bune, mulțumim de telefon. Hai să vedem cine... A, să nu uit, domnule, să nu uit. Nora lui Nănașu, mustăciosă de la noi la emisiune, al lui Liviu Petris, Flavia, și-a ținut ieri ziua de naștere. Nașu a lipsit motivat, că a fost cu mine la spectacol, motivat, puneți motivat, dar noi nu uităm, Flavia, să-ți trimitem un gând bun. Ieri l-am trimis, nu, dar era cam ocupată. Dar azi avem vreme. Și tu te vindeci după oboseala de ieri. La mulți ani, toate cele bune. Să te vedem, soacră mare! Eh, și acum, ia să cânte o doamnă, că n-am mai cântat pe la noi. În general, eu aleg piesele pe care le ocolesc redactorii muzicali. Bine, unii nu le ocolesc, nu le știu, pur și simplu. Dacă îi dai, zice că e prima audiție. Acum, cum îți... Nu vă mirați. Cum e țara asta și redactorii muzicali cu mine în frunte. Hai! Și de a certa, dar nu ne
La 13 și aproape 52 de minute batem la ușă și am văzut că ni s-a deschis. Ne-a primit primarul orașului Beclean de pe Someș, cel din Bistrița Năsăud, domnul inginer și economist Nicolae Moldovan. Bună ziua! Bună ziua! Hristos a înviat! Adevărat că a înviat! Ce faceți, domn primare? Așteptam să vă aud reîntâlnesc. Ați fost la biserică azi? Un om creștin trebuie să meargă la biserică. Am priceput. Eu care n-am fost... Bine, am priceput înțepătura. Domn primar, vrem să facem o avanpremieră la emisiunea noastră de duminica viitoare, când vom transmite în direct de acolo, de la dumneavoastră. Ne veți fi gazdă. Spuneți-ne dumneavoastră mai multe. Da, vă așteptăm și ne bucurăm că veți fi prezent la Băile Figa. Deci transmitem de la Băile, deci Băile Figa țin de Beclean, stimați telespectatori. Băile Figa sunt, de fapt, da, o investiție a primăriei orașului Beclean, împreună cu un parteneriat cu investitorii care au avut încredere în această stațiune, care este deja de reper în România. Și săptămâna viitoare, mai exact sâmbătă, facem deschiderea sezonului și vă așteptăm chiar în prima zi, să spunem așa. Duminică vă așteptăm să vedeți toate ofertele acestei stațiuni și să poată veni cu încredere fiecare turist care își propune să fie la Băile Figa în acest sezon. Deci, propriu zis, de duminică începem băiere, așa, sâmbătă numai tăiem panglici, da? Nu tăiem panglici, dar sigur ne-am uitat și la prognoză. Da. Băile, orice stațiune care se bazează pe timpul de afară, căldurile care da? Este condiționat și de căldura de afară. Da. Și atunci vrem să sincronizăm momentele de deschidere. Acum știți că noi avem noroc ăștia de la Cluj. Dumnezeu Sfântul ne ajută și nu ne prea plouă când venim noi. Da. Da, dar știți, să nu fim ca vremea niciodată. Da, da. Bun, auziți, ca să încheiem, că o să vorbim mai multe atunci, spuneți-ne, dom'le, cât a costat investiția aia acolo, dom'le, cum se vadă? Deci ce investiții sunt finalizate? Sigur că sunt în curs de finalizare, da, o parte da. Din investiții, maxim undeva la un 5 milioane de euro, ce sunt, dar avem o... două investiții care le finalizăm în cursul anului 2022, anul ăsta, undeva în august și sigur spre noiembrie cealaltă investiție, unde avem încă 11 milioane de euro. Dar vreau să subliniez, investiția privată, noi ca și persoană publică, am atras aceste fonduri europene, majoritatea fondurilor atrase în stațiunea Belor. Tocmai asta vă întrebăm, de unde a fost bani? A adus o investiție privată de cel puțin de 10 ori înmulțită, adică fiecare privat și-a investit într-o ofertă turistică de cazare, de catering, aha, de alte activități turistice. Și numai în acest context poate funcționa la un alt standard stațiunea Băile Figa. Domn primar, noi la aici avem un obicei. Tuturor invitațiilor noștri, că sunt platou sau că sunt prin Zoom, pe platformă, cum se zice, dăm un cadou din partea editurii Creator din Brașov, din grupul de firme Libris, acolo Virgil Oniță. Uite, am aici un cadou pentru dumneavoastră, vi le spun ca să vedeți. Nicolae Băciuț, Între lumi, convorbiri cu Steinhardt, după aceea o carte de vorbă cu mine însumi, Puterea interioară, și un CD cu Dumitru Fărcaș. Mâine viu la dumneavoastră, cum ne-am înțeles, și vi le aduc. Vă aștept, mai ales că Mitru Fărcaș, da, vreau să vă spun că a fost omul care m-a lansat în urmă cu mulți ani la primăria orașului Beclean. Eu uite, bă, ce mică e lume. Mulțumim și mâine pregătiți apa plată.
Cu bucurie, cu bucurie. Da. Noi avem și ape mai tari, dar... Da, da. Și aveți și ape termale, da. Plată. Mulțumim! Cele bune! Numai bine! Doamne, da! Oameni buni, ia să mai luăm încă un telefon, că parcă văd că a stat cineva în drod, cum se spune în Ardeal, și să nu-l mâncăm bănuții și noi, că sunt alții pregătiți pentru așa ceva. Alo! 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 Da? Am onoarea să vă salut, domnul Sergiu! Da! Nelu Logojanu vă deranjează! Nelu Logojelu, da! Nelu Logojelu, aș dori să dedic emisiunea de astăzi pentru doamna Lavinia Similie din Deva, da? Care pe 2 iunie împlinește o frumoasă vârstă, la mulți ani. La mulți ani și dumneavoastră pentru 2 iunie, că n-am uitat. Da, mulți ani, fai! Cu multă, multă sănătate și tot ce vă doriți să se împlinească. Să dea Domnul, oameni buni! Da, Doamne ajută, o zi bună! Cui sărută și la Nelu, că se uită! V-am spus, am înghețat noi vreo 2 ani jumate, aproape 3, dar acum vă invit să ascultați o melodie cu titlul frumos, Primăvara. Trec camiezile cu umbra lor ciudată și zăpezile ne par de altă dată. Anotimpuri vin și trec neînduplecate, cerul iar senin, s-au dus și zilele norate. Numai ție, numai ție, dragoste din tâi, eu ți-aș spune întotdeauna, nu pleca, rămâi. Primăvară, primăvară, anotimpuri îndrăgostit, tu faci iarba să răsară și pe noi fericiți. Primăvară, primăvară, tu care mi-aduci noroc, și adieri la drum de seară, tu din nou mă aștepți în zor cu brațe de flori. Vin iubirile luna pe câmpie, lacrămioarele din abur reînvie, razele topesc și marginile ceții, altfel prețuiesc toți anii scumpi ai tinereții. Numai ție, numai ție, dragoste din tâi, eu ți-aș spune întotdeauna, nu pleca, rămâi. O, primăvară, primăvară, anotimpuri îndrăgostit, tu faci iarba să răsară și pe noi fericiți. Primăvară, primăvară, tu care mi-aduci noroc, și adieri la drum de seară, tu din nou mă aștepți în zor cu brațe de flori. Tu faci iarba să răsară și pe noi fericiți. Primăvară, primăvară, tu care mi-aduci noroc, și adieri la drum de seară, tu din nou mă aștepți în zori cu brațe de flori. Primăvară. Dacă trece primăvara, vine vara și îmbătrânim. Alo! Alo, de toamnă, nu mai zic. Alo! Vă salut, domnul Sergiu, cu mult drag de aici, din vestul țării.
Da. În primul și în primul rând, permiteți-mi din suflet să vă doresc un sincer la mulți ani pentru tot ceea ce face și Dumnezeu să vă îmbucure, să vă ține în liniște și pace. De asemenea și doamnei Sava Negrean Brutaș, cu tot în acea zi simbolică în care și dumneavoastră da, sunteți mulțumim. Născut. Gânduri bune. Aici a ploia de ieri dimineață, vorba dumneavoastră despre starea și evoluția vremii. Ploua? Da. Apropo de figa, să știți că eu foarte mulți oameni, pacienți din zonă de aici și trimit către zona aia și foarte bine se simt când vin de acolo. Vă spun foarte sincer, de acolo sunt niște proceduri interesant. Bravo. Spuneți. Da, auzi? Tu ești da, bine, ia. Sănătos, Imi? Să rămână, da, toate cele bune, sigur. Reșița da. Tot la locul ei, nu a plecat nicăieri, nu? Începe să bage din nou tramvaiul. Oh! Pe fonduri europene. Da, foarte, e clar. Ion Popa. Că da, fondurile noastre le-au terminat. Da. Ei, acolo-s bani de bani și iară din nou circul de pe lume. Vă dați seama cu lucrări ce vor însemna. Da. Bine. Salutări și eu primarului din zonă unde vă veți duce dumneavoastră. Mult succes și vă vom urmări întotdeauna. Doamne ajută să mulțumesc. Fiți sănătoși. Mulțumesc. Primăvară. Ia să vedem. A, să nu uiți să trimit un gând bun, respectuos, că ne-a primit cu mare drag, în comuna Geaca, în satul Lacu, la Anisie, pot la ea. Mulțumesc, toate cele bune. Acum n-am eu un cântec exact să-ți se potrivească, dar să știi, Anisie, că e bun și ăsta. Bine, lasă cum veni în Geaca și în Lacu și ți-o aduce cântecul la sacoșe. Bine? Bun, mai dă-mi un telefon. Da! Alo, Hristos a înviat, domnul Sergiu. Adevărat a înviat. Sunt Lucia din Satul Mare și am o dedicație specială pentru nepotul meu, Flavius Nicoară, din Fărcașa, județul Maramureș, care în data de 31, da, îi plinește o frumoasă vârstă, îi dorim multă sănătate, ambițios și om de omenie, cum a fost și până acum. Și la dumneavoastră să rămâneți balsamul sufletelor noastre. Mulți ani de acum înainte! Mulți ani frumos! Să rămână! Acum, dacă e vorba de suflete, o să vă cam umplu de nostalgii. Moldoveancă, vasleancă, da, trăitoare, cum bine știți, în Bistrița. Aici este de bistrițeancă, mai bistrițeancă decât mulți de acolo. O filmare a noastră. Din prima zi de filmări, când am venit eu la TVR pe emisiunea asta. Poai, 20 de ani. 20 și ceva. 20 de ani, vreo 6 luni. Matilda Pascal Cojocărița. Vechiul schimb, o zi la el m-a găzduit și de-ale lumii am vorbit. L-am întrebat ce dor de bun l-ai îndemnat să-și facă loc printre sihașurii. Thank you.
la mormânt printre sihaștri. Sora mea mi-a atrăgea atenția printr-un mesaj. Bă, beata mamă, era una dintre romanțele iubite. Îi plăceau. Mama era mare amatoare de muzică. Bun. Să nu uităm să mulțumim sponsorului emisiunii noastre. Restaurantul Chios din Cluj. Mulțumiri, mulțumiri, vorba lor aia. De trei ori mulțumiri, dar a treia nu mai zice. Să fiți iubiți, să vă ferească, cum se spune în popor, Dumnezeu de gripa aviară și de garda financiară. Acum a trecut asta. Hai că dăm telefonul. Alo! 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 Da! Vreau cu domnul Vaida o dedicație. Sunteți în direct, cu mine vorbiți. A, să trăiți domnul Sergiu, să trăiți. Și dumneavoastră. Mă numesc Gică Moraru din Comuna Fântâniele, județ Suceava. Așa! Vreau o dedicație, nu special, pentru toți prietenii mei de aici, din comună. Multă sănătate și bucurie. Dar aveți mulți prieteni, domne. Dacă la 80 de ani n-am prieteni. Păi acum aveți prieteni, că nu mai sunteți periculoși, domnule. Nu, foarte de treabă. Toți vin la mine, mă vizitează. Foarte fain, foarte fain. Sunt într-un scaun cu rotile. Da, să mulțumim domnului că sunteți lucid. Da, mulțumesc frumos și dumneavoastră multă sănătate. Asemenea și eu vă doresc. Doamne, asta e viața. Nu te mai emoționează. Mai dă-mi un telefon. Alo? Călugărul din vechiul scrit. Și sora mea e mare amatoare de romanț. Topită după Ioana Radu. Alo? Alo? Da. Domnul Vaida? Da, eu sunt. Am înroșit firma mai rău ca la Rusia. Vă ascult, da. În primul rând, vreau să vă salut. Să rămână. Din toată inima, să vă ferici și să vă spun la mulți ani, cu multă sănătate. Și să ne îmbucurați inimile și sufletele când ne mai trece din acaz. De gripa aviară nu mi-e frică, fiindcă nu am nicio găină. Dar de garda financiară mi-e frică rău de tot. Dacă n-aveți treabă cu, se cheamă, cu banii necinștiți, să nu vă fie frică, n-are. Nici concret, dar vreau să vă rog din suflet să-mi permiteți să-mi felicit ginerele pe Zoran Berecici din Timișoara, la schimbarea prefixului ieri. Și din partea soacrei Olga, din Sfânt Nicolae Mare, din partea dragei lui soții Simona, la mulți ani, cu multă sănătate și să-i dea Dumnezeu numai bine, să nu știe ce e ăla rău. Și pentru dumneavoastră, mă închin în fața dumneavoastră, mă înclin în fața dumneavoastră, faceți niște emisiuni extraordinare. Toate cele bune, să trăiți 100 de ani. Mulțumim și dumneavoastră, la fel. Oameni buni, să vedeți dumneavoastră cum umorul ăla dinainte de 89, făcut de mare actor ai noștri, când e bun, e valabil. Uite ce a făcut Toma Caragiu atunci, un așa zis zâmbitor, filmuleț publicitar, dacă nu ne gândim la perioada aia, ci ne gândim la noastră, veți vedea că e foarte actual. Hai! În ultima vreme au apărut în comerț o serie de noi produse din import, utile, foarte utile, fiecărei gospodării. Ne-am interesat de ce aceste produse nu sunt însoțite de o notă explicativă în limba română și ni s-a răspuns că nu este necesar, întrucât este de ajuns să citești ce scrie pe produs ca să înțelegi la ce folosește și cum se întrebuințează.
Să luăm de pildă acest plic delicat, conține etelize sito. Cum se întrebuințează? Foarte simplu, întoarcem plicul și citim. Zevese isebebebe tetelehe. Tetelehe pergic zargarepa. E clar. Sau, acest elegant flacon vars. Cum se întrebuințează? Foarte simplu. Cocosipolili nanagugu. Nanagugu? Dar fiți atenți. Nu cumva să dizuravic și nici nagrezevac. Dacă ați cumpărat un flacon de glacidet, glacidet, mai întâi va trebui să pomeru tabulca. Apoi protopocremen, un litru și pe urmă pauzit în virop cu 5 grade. Și în rest, nenapadă o zaguga. Deci, stimați telespectatori, neratovilasata mumu, adică vă mulțumim pentru atenție. Ah, bun. Mare actor, trebuie să spunem noi. L-a făcut Dumnezeu așa. Alo? Alo? Alo, bună ziua, domnul Vaida. Vă salut și eu cu mult drag. Da, ascult. Adriana din Cristian Hunedoara sunt. În primul rând doresc să vă urez multă, multă sănătate dumneavoastră între colectivului. În al doilea rând aș dori să urez pentru gemenii Alex și Raisa un sincer și călduros la mulți ani, multă, multă sănătate. Da. Și nu în ultimul rând tuturor copiilor cu ocazia zilei de 1 iunie un sincer și călduros la mulți ani, multă, multă sănătate. Și nu în ultimul rând telespectatorilor o duminică binecuvântată și numai bine. La revedere. Auziți, zis, dumneavoastră sunteți în serviciu sau la pensie? La pensie. Ah, vorba aia. Știți ce e pensia și salariul în România, știți? Exact, exact. O mică România... atenție din partea statului. Exact, exact. Toate cele bune. Vă pup mult, drag, numai bine. Toate cele bune. Cât e ceasul, cât e nasul. Hai că mai luăm un telefon. Mai luăm un telefon, că vremea e cam noroasă afară, lumea, sperăm că stă mai mult în casă din prudență, nu de altceva. Alo? Alo? Da. Bună ziua, domnul Vaida. Bună ziua. Aș vrea să fac și eu o dedicație muzicală pentru soția prietenului dumneavoastră, Ghiță Răcean, care astăzi e ziua dumneavoastră. Din Recea Făgărașului, vai, dar Recea, acolo. Da, 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 da. Da. Și pentru nepotul meu, Polex Alexandru, pentru doamna Bica, pentru familia mea și pentru toți cei care mă cunosc. Da, dumneavoastră sunteți din Recea și dumneavoastră. Da, sunt Anța din Recea. Oh, să crești mare! Toate cele bune! Mulțumesc frumos! Ce mică e! Vaida Recea se chema. Vă spun eu cu denumirile astea de Vaida. Dar mă rog, trecem mai departe. Ascultați piesa aceasta. Veți fi surprins să vedeți că o cântă o femeie, dar mesajul este nemaipomenit. Hai! Râdeți, 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 râdeți cu pământ cu tot, până când vă mai suportă ultimul Charlot. Nu de el când râdeți, râdeți, râdeți voi de voi, că sunteți grăbiți și cinici și inculți și goi. Cealicea prin calcândodii cu pantofi strâmbați, hohotiți, dar n-aveți știre voi ce strâmcălcați. Face el cum face rața și e caragios, dar ce cârduri mari de rase trec în sus și în jos. O, Charlie Chaplin, înger vagabond, hai lătrâne vino de sub orizont. O, Charlie Chaplin, hohot interzis, redeschide teatrul ce ni l-au închis. Pietator de filme multe, cum să ai tu spor, dacă filmele moderne sunt mai mult sonor. Mergeți-l de conferință pe la șef de oști, să-i obligi să facă
Sper că ați reținut și câte ceva din versuri. Că de-aia m-am zbătut să o punem pe post. Adică ce nu putem spune noi, că nu suntem prea inspirați, nu în alt sens, se spune artistic. Alo! Alo, vă aud! Vorbiți cu mine, vă rog! Domnul Vaida, la mulți ani, fericit! Asemenea! De la Botoșani nici ce vă supărăm. Nu vă supărați deloc! Vreau și eu o melodie pentru mama mea, care a primit o vârstă frumoasă, de 92 de ani. Și sănătoasă, să-i poată duce, asta e important. Păi îi duce cumva, că mai prășește, face treabă. Face treabă. Deci dacă mai prășește, mai seapă, să înțeleagă ceilalți. Da? Da. Păi înseamnă că a fost activă toată viața. Păi este, sunt ca acum, este activă foarte tare. Da, să-i dea Dumnezeu sănătate. Acum, o melodie mai încolo, dar toate care vin le trimitem, bine? Da, vă mulțumesc la mulți ani, să fiți sănătos, bucurie. Și dumneavoastră, sănătos, să fiți. Bun, să nu uiți să trimitem spre Vasile Hoble, junior. Că bunul meu prieten Vasile Hoble, senior, a trecut la cele veci. Vasile Hoble, junior, este finul meu. În 4 iunie va sărbători ziua de noastră. Vasilică, din partea noastră, toate cele bune, la mulți ani. Urărilor noastre li se adaugă și cele ale Luminiței și ale Lăcrimioarei și ale Lucică, Lucian Colcer, bunul vostru prieten de familie și prietenii mei aproape ancestrali. La mulți ani, toate cele bune. Mai dă-mi un telefon. Alo. Alo? Da! Bună ziua, domnul Vaida! Bună ziua! În primul rând, vă spun...
Da? Asta în primul rând, am înțeles. În al doilea rând. În al doilea rând, în data de 2 da? Iunie este ziua dumneavoastră, vă doresc din suflet la mulți ani, sănătate și tot ce vă doriți să vi se împlinească. În data de 1 iunie, fiind ziua copilului, am doi nepoței, le doresc sănătate, noroc și fericire în viață. De unde ne-a sunat? De la Bistrița vă sunt, domnul Vaida. Să-mi bag mințile în cap, am înțeles, da. Mulțumim. În al patrulea rând mai am o onomastică, adică două. În data de 19 iunie este și ziua mea de naștere și ziua vecinei mele, al doamnei Pop Maria, din Bistrița. Suntem născute în aceeași lună, în aceeași, în aceeași zi, doar ani diferă. Tac și așa. Pac. Da. Și vă mulțumesc frumos din suflet pentru romanța cu Matilda Pascal cu Jucărița. Mulțumesc frumos! Uite că am nimerit-o. Da. Da. Mulțumesc frumos de telefon. O zi bună, la revedere. Oameni buni. Uite, mai zilele trecute am vorbit, e în Ungare, am dat-o și am avut un succes nebun cu ea. Cu Maria Noci. E, de data asta vă ofer o piesă așa mai cizelată și ca imagine și ca muzică. Uitați-vă acolo. Faină. Hai! Nu te-am crezut când mi-ai spus că vei pleca. Am vrut să știi. Nu stau în calea ta, dar din clipa când nu te-am mai regăsit, nori de toamnă m-am umbrit în gânduri și-n suflet și-ntr-o barcă printre valuri ce se spart, bărăpând telefonul. Alo!
Alo! Da, 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 da. Uite, până atunci... Da, vă ascult! Cum s-a înviat, domnul Vaida? Adevărat a înviat! Sunt Cartinski de la Vatra Dornie. Oh, vă ascult! Alu Fidelia, alu Fidelia! Da! Vreau să vă spun, pe 2, e ziua dumneavoastră, vreau să vă spun... Vaida, știi ce care e chestia? Că eu n-am anunțat că în 2 e ziua mea de naștere. Da, eu știu. E, să știe, s-a anunțat la televizor, da. Da. Eu da. Știu că e pe 2 și vreau să vă spun că e trecut de 2 pe duminica cealaltă și atât am insistat să mă prind să vă spun la mulți ani și multă, multă sănătate la întreaga familie. Mulți ani frumos! Și bine că existați și să fiți, să stați tot acolo. Bine, sunteți că sunteți să bine. Nu mă mișc de aici. Bine, mulțumesc! Așa că îmi place să vă vedem. Tot timpul. Bine, mulțumim! Bun, multă sănătate. Da, să mulțumesc pentru felicitări venite pe Facebook. Mariane Argeșanu, înspre mai cine? Înspre Carmen Lia Păduraru, Gheorghe Năsui și, stai să vedem cine aici, Hedeș, Ștefan Hedeș din Brașov. Mulțumim tuturor! Hai mai dăm un telefon. Ia să vedem noi cine are mesaje. Alo? Da! Alo? Da? Bună ziua! Bună ziua! Da. Sunt și eu de la Drașna. Da? De unde sunteți? Din Zladna? Vă zic... Drașna Călăraș. Vă da. Zic la mulți ani. Da? Și multă, multă sănătate. Mulțumim! Așa. Și vreau, da, haide că continuu imediat, pentru sora mea care a fost ziua ei de Constantin și Elena, îi doresc la mulți ani, e din Dragalina, ale cu Constanța, și am 2 nepoți, așa, da. Da. Am 2 nepoți, un nepot face pe 30 luna asta, împlinește anii, da. Voi cu Georgian îi doresc multă sănătate și am alți 2 care face pe 12 și pe 13 iunie împlinesc anii. Le doresc multă sănătate și învățătură multă. Mulțumesc! Mulțumesc și să le dedicați o melodie care doriți dumneavoastră. Sănătate multă, multă! Vine una melodie frumoasă! Așa! Stimați telespectatori, să nu uitați! Când vorbiți, e bine să dați televizorul jos, sunetul, ca să nu avem probleme cu delay-ul. Uitați, stai că mai citesc ceva. La mulți ani, înspre Mircea Dragomiroiu. Ieri, în 29, s-a sărbătorit ziua de naștere. Mircea Dragomiroiu v-a prins după nume al cui odrazle este. El ne-a și ajutat să vorbim cu Maria Dragomiroiu când era... în America, la nuntă, nașe. Vă aduceți aminte noastră, la Gheorghe Gheorghiu. La mulți ani, domnule Dragomiroiu, din partea noastră și din partea cumnatei Daniela și a cumnatului Cristian. Cristi este, cum se spune acum de când cu Ucraina, dejurnei de serviciu aici la noi, în regie. Ce cântec, ce să fie, ce să fie, băi, va fi o melodie. Și tot așa din arhiva, din tezaurul nostru.
Hai să luăm un telefon. Alo! Și le-ați dat frumos, Maria Pietraru. Și talentată și frumoasă. Da? Bună ziua! Bună ziua! Domnul Vaide, da? Da! De la Breaza, Bistrița Năsăud. Din Breaza Bistriței, da! Da. Deci, poștașul, cum s-a spus mai sigur. Vă ascult! Vă ascult! Da! Aș vrea să fac ceva, o dedicație, indiferent ce melodie, nu mă interesează melodia. În data de 13, luna asta, n-am putut lua legătura cu dumneavoastră, că și acum, cam de jumătate de oră încerc să sun. Și da? M-a împlinit o frumoasă vârstă fiul meu, Ovidiu. În 12, un verișor, astăzi e părintele paroh. Da? Ziua lui de naștere. În 1-a 6-a face mustață verișorul meu. Da. O altă frumoasă vârstă. În 2-a 6-a veterinarul din Breaza. O altă frumoasă vârstă. Și nepotul în 4. Am din 6 încolo, după, deci de duminică încolo, am alții. Dacă pot lua legătura cu dumneavoastră, de... Bine. No. Bine, mulțam. Păi ce să faceți dacă sunteți neam mare și aveți și prieteni mulți? Avem și prieteni și neam mare. Oare l-ați cunoscut pe domnul Cosin, pe Grigore, de la... Da, Dej. Da. No, e consăteanul meu, de asta zic. Da, mă, că e din Breaza, da. Ați văzut? Da. Bine, domnul Vaide. Toate cele bune. Oameni buni, ați văzut și dumneavoastră, ați remarcat cu siguranță câte dedicații înspre părinți, indiferent de vârstă. Să vă bucurați până-i aveți. Uite, prietenii mei din Botoșani, cu Iustina vorbesc la telefon, cu celălalt recunosc că n-am vorbit, Iustina Eremia, Oana Tăbultoc, citesc ca să nu botez pe vreunul, Gelu Graur și Virgil Prispian, după ce au făcut melodia aia frumoasă, săracă inima mea, au luat rugă pentru părinți, o știți, aceea cântată de Ștefan Rușcă, pe versurile al Păunescu, și au făcut o variantă interesantă. Ascultați-o! Hai! Enigmatici cu cum se duc, ia priviți cum se sting, lumânări în cuib de cuc, parcă tac și parcă ning, plin de bol și suferi. Yeah.
uite așa, fata mea și fiul meu. Eu sunt cel ce va urma, dragii mei, mă duc și da. Dă-mi, Mișule, un telefon să ieșim din nostalgie. Alo? Alo? Până se hotărăște domnul, să nu uit eu să mulțumesc sponsorului emisiunii noastre, restaurantul Chios din Cluj. Mulțumim! Alo? Da, vă ascult acolo, nu vă certați, vorbiți cu mine, haideți! Alo? Alo? Da, da. Bună ziua, domnul Vaida. Da, da. Aici vreau să fac o dedicație la o scumpă soțioară de-a mea. Așa? Care astăzi, la scumpa mea soțioară, că astăzi o trecut clasa cu 2 de 5. Da. Vreau să-i dedic toate... A promovat. Vreau să-i dedic toate melodiile care le... Da. Transmiteți dumneavoastră, da? La scumpa mea soțioară și în doi, dumneavoastră și mie, la mulți ani cu sănătate. Păi așa, deci și dumneavoastră, și, să trăiți. Da. Da. Și pe data de 11 iunie, la o cumnățică care e singurică, i-a lăsat fratele singur, o lăsa singur și pe ea, și pe noi, s-a dus la cele veșnice și îi transmit un călduros la mulți ani și numai bine. Numai cele bune. Doamne ajută! Da, cineva îmi zice aici că să fac multe bufete, așa spus, zic și eu pluralul, citez, și băulaștini. Băi, băulaștini la acțiune. Să fac, dar uite, am primit o știre telefonică în Mesteacăn, județul Maramureș, cum murci în deal și cobori în Valea Chioarului, știți? Gaura, Buciumul, așa, se sfințește chiar joi de Înălțarea Domnului, Ziua Erorilor, un loc pentru o sfântă biserică, greco-catolică, dar să știți că Dumnezeu nu ne-a demonstrat nimeni că ar fi ortodox, greco-catolic, reformat sau cum va fi. Doamne, dă-le noroc! Mai dă-mi un telefon și apoi vom vedea. Alo? Alo? Hai! Nu vă fie frică. Când auzi să zic, da, vă ascult. O melodie pentru frățiorul meu. Stai, să repetăm mai tare, mai răspicat, că n-am înțeles. Da. Alo, bună ziua. Aș dori și eu o dedicație pentru frățiorul meu. Așa, dar de unde ne sun? Din Reghin. Din Reghin, bată-vă bine. Bine, îi dăm și uite și vine și un cântec vesel, așa mai de-al nostru. Bine, mulțumim de telefon. Oameni buni, hai să ne mișcăm o leacă, să cântăm să vă placă. Doi, lungă-i ziua cea de luni. Doi, rupe frunză, smulge stea, ziua cea de marți e grea. Doi, peste oglinda averici. Doi, 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 doi,
meu că e amar. Floarea cucului hoinar crește aici, crește colea, amărându-mi dragostea. Of, meu că e amar, floarea cucului hoinar crește aici, crește colea, amărându-mi dragostea. Cea de joi, duru duru doi, du doi 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 do, când o pasăre ne zăvoi, duru duru doi, duru duru doi, o ascult și o jălesc, dorul ei că-i omenesc, duru duru doi doi. Floarea cucului hoinar crește aici, crește colea, amărându-mi dragostea. Of, pelinul că-i amar, floarea cucului hoinar crește aici, crește colea, amărându-mi dragostea. Trece clipă sâmbăta, duro duro doi do doi 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 do, trece și duminica, duro duro doi duro duro doi, și-apoi iarăși prin aluni bate vântul zi de luni, duro duro doi 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 doi, duro duro doi do doi doi do. Lungă-i ziua cea de luni, duro duro doi do doi 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 do, bate vântul prin aluni, duro duro doi duro duro doi. Că-i amar, floarea cucului hoinar crește aici, crește colea, amărându-mi dragostea. Of, pelinul că-i amar, floarea cucului hoinar crește aici, crește colea, amărându-mi dragostea. Frumos! Ați observat, vorbesc de strofe, nu de refren. La strofe, începutul, adică A1, este, să nu zic chiar identic, dar este cu cucuruz, cu frunza în sus, sau cu aceeași parte din imnul Israelului. Ați văzut? Că suntem una și aceeași ființă lăsată de Dumnezeu pe pământ. Apropo, să vă citesc de aici, că uite, am prieteni buni care mi-au dat, am zis despre ce îi mesteacă și rapid mi-au trimis, uite, documentul. Opa, să nu vorbesc. În Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică de Cluj-Gherla. În numele Preasfintei Cele de o ființă de viață făcătoare și nedespărțite trăim, Claudiu. Din harul și mila lui Dumnezeu, episcop de Gherla, în baza canonului 280 al codului canoanelor bisericilor orientale și al dreptului particular, emitem următorul decret. Articolul 1. Sunt 3, dar celelalte sunt organizatorice. Se înființează parohia română unită cu Roma greco-catolică, mesteacăn cu ramul fericitul arhiereu Iuliu, dat la Cluj-Napoca, la sediul episcopiei, în ziua de 23 mai. Veșnică să fie. Dă-mi un telefon. Alo! Bună ziua! Bună ziua! Și Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
și de anul ăsta la mulți ani, că nu ne-am auzit anul ăsta. Eu sunt Victoria Miclea din Agireș Fabrici. O, bată-te norocul, Victorița. Dar ce ai pățit de n-ai mai sunat? Da, că n-am avut pe cine suna, așa că m-am gândit că să vorbesc. Ah, că e bun și Sergiu, da, bun. Da. Da. Vreau să fac niște dedicații în data de... prima dată, în data de 2 iunie, ziua dumneavoastră, și vă doresc un călduros la mulți ani. Mulțumesc. Putere de muncă, sănătate și tot binele din lume. Da. Și în data de 3 iunie, ziua de naștere a prietenilei mele și fostă colegă de lucru de la Acide la noi, la Farge, rapid, a fost mai de mult la Farge. Da. Și în data de 3, Pașca Lucreția de aici, din Agireș Vabrici, împlinește, are ziua de naștere și doresc multă sănătate, fericire. Și cu ocazia asta mai zic că nepoțica mea, Ursulia Andra Maria, care e din Cluj, în cartierul Gheorgheni, a avut astăzi un concurs la Oradea de judo și a luat medalia de aur, loc întâi. E succes, să crească mare! Felicitări! Da. Da, mulțumesc și doresc multe succese în continuare. Și ce să mai spun, fiicelor mele, Sorina, Ioana, Bianca, tot binele din lume și îmi pare bine că m-ați ascultat. Vă doresc o zi bună și numai bine și încă o dată la mulți ani. Mulțumesc. Acum eu la mulți ani, 2 iunie, am trecut pe planul 2, că tot în 2 iunie s-a căsătorit fiica mea și sărbătorim aniversarea anunții. Adică, știți, maestre, părinți mai pe după, mai pe la coadă. Bine, mai dă-mi un telefon de cineva, dar să fii scurt ca să vă pot să vă ascult. Alo? Alo? Da. La TVR Cluj? Da, sunteți în direct. Da. Dacă se poate... Se poate, alo? Da. Alo, mă auziți? Da, vă aud, nu mai ascultat la televizor. Vorbiți direct, spuneți tot că e criză de timp, da. Da, am onoarea să vă salut. Am înțeles. Am onoarea să vă salut, vă urez la mulți ani. Vă salut din Bacău, Marian, mă numesc Bunescu. Da. Toate cele bune, să fiți sănătos. Mulțumim, la fel. Asta și dacă se poate un cântec de cătănie... De-abia am venit și eu dintr-o misiune. Și să fiți sănătos, aveți misiuni plăcute și tot ce vă doriți. Mulțumesc! Nu o să am cânte de cătănie, dar în viitoarele o să bag. Bine, mulțumesc, Marian! Așa, cât e ceasul, cât e nasul. Oameni buni, copertă! Că noi vrem să arătăm că știm cum se creează opera, știți, introducere cu prins, mare încheiere, cu apogeu acolo și coperțile. Ia uitați, a fost... Coperta întâi e și coperta a doua. Hai! Baby, don't stand no cheating, my baby. Oh yes, don't stand no cheating, my baby. My baby, don't stand no cheating. Don't stand none of that midnight creeping. My baby, true little baby, now my baby. My baby, don't stand no fooling. My baby, oh yes, don't stand no fooling. My baby, my baby, don't stand no fooling. Don't stand none of that midnight fooling. My baby, true little baby, now my baby. She loved me, my baby. Oh yeah, I know she loved me, my baby. My baby, I know she loved me. Don't do nothing but kiss and hug me, my baby. True little baby, now my baby. My baby, don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, don't stand no cheating, my baby. My baby, don't stand no cheating. When she's out there, ain't no pleasing, my baby. True little baby, now my baby. Thank you.
și lămâi, mă bei. Păi, a nou și lămâi, mă bei. Mă bei, a nou și lămâi. Don't do no but kiss and hug me, mă bei. Even two little bit, mă bei. Mă bei, and don't stand no fooling, mă bei. Well, don't stand no fooling, my baby. My baby, don't stand no fooling. When she's hot, there ain't no cooling, my baby. I'm too little bit now, my baby. My baby, don't stand no fooling. When she's hot, there ain't no cooling, my baby. I'm too little bit now, my baby. My baby, I know she loves me. When she's hot, there ain't no cooling, my baby. Ai noștri la timpul chitarului, la Doru Ionescu. Bravo! Oameni buni, am ajuns la final. Ne întâlnim duminica viitoare, negreșit. Vom transmite de la Figa, la Beclean, Biseța Năsăud și vom lua dedicații muzicale și de acolo. Deci să fiți liniștiți. Fiți totuși liniștiți. Mă mulțumesc tuturor celor care mi-au spus că nu mi-am pierdut simțul morii. O să rămân cu el după ce plătesc gazul, curentul și lumina. Și ce mai vine pe acolo, rămânem cu simțul morii. Iar dumneavoastră, optimiști la fel ca mine, că suntem noi săraci, dar nu suntem proști. La bună vedere!